l'art, l'artiste, l'architecture, la peinture, le peintre, le tableau, le monument, l'église, la photo, le film, l'acteur, l'actrice, le pianiste. Completați propozițiile următoare în limba franceză. Dacă aș fi bogat, aș cumpăra acest tablou celebru. Si j'étais riche, j'achèterais ce tableau fameux. El vrea să studieze pictura. Il veut étudier la peinture. Aș vrea să vizitez acest monument al arhitecturii moderne. Je voudrais visiter ce monument de l'architecture moderne. Marie a arătat mamei ei fotografiile pe care le-am făcut la Paris. Marie a montré à sa mère les photos que nous avions prises à Paris. Dacă aș fi o actriță celebră, nu aș juca decât mari eroine romantice. Si j'étais une célèbre actrice, je ne jouerais que de grandes héroïnes romantiques. Acest pianist ar cânta mai bine dacă n-ar fi obosit. Ce pianiste jouerait mieux son concert s'il n'était pas fatigué. Arta este cea mai mare pasiune a vieții lui. L'art, c'est la plus grande passion de sa vie. Noi am privit operele acestui pictor cu cel mai mare interes. Nous avons regardé les œuvres de ce peintre avec le plus grand intérêt. Bisericuța din satul nostru este un monument istoric. La petite église de notre village est un monument historique. Am știut tot timpul că fiul meu va fi un mare artist. Je savais toujours que mon fils serait un grand artiste. Actorii pe care i-am admirat în mai multe filme au venit în România. Les acteurs que nous avions admirés dans plusieurs films sont venus en Roumanie. Înlocuiți complementele directe din propozițiile în limba franceză cu pronumele personal corespunzător. Je connais bien le jeu de ce pianiste. Je le connais bien. Nous avons vite appris le français. Nous l'avons vite appris. Est-ce que tu as corrigé toutes les fautes? Est-ce que tu les as toutes corrigées? Ne me dis pas le dénouement de ce roman policier. Ne me le dis pas. Nous avons lu cette œuvre historique avec intérêt. Nous l'avons lu avec intérêt. Depuis longtemps, je cherche une bonne voiture d'occasion. Je la cherche depuis longtemps. Transformați propozițiile de mai jos în propoziții imperative. Nous jouons du piano du matin au soir. Jouons du piano du matin au soir. Tu laisses tes occupations quotidiennes et tu vas à la pêche. Laisse tes occupations quotidiennes et va à la pêche. Vous faites des projets pour les vacances. Faites des projets pour les vacances. Nous prenons du repos le dimanche. Prenons du repos le dimanche. Completați propozițiile următoare în limba franceză cu formele corespunzătoare ale verbului connaître. Aș vrea să o cunosc pe această actriță celebră. Je voudrais connaître cette fameuse actrice. Ne cunoaștem de multă vreme. Nous nous connaissons depuis longtemps. L-am cunoscut când era copil. Je le connaissais quand il était enfant. Peste câteva zile vei cunoaște Parisul. Dans quelques jours tu connaîtras Paris. Dacă ai cunoaște-o pe soția mea, ți-ar plăcea mult. Si tu connaissais ma femme, tu l'aimerais bien. El ne-a spus că va cunoaște în curând lumea întreagă. Il nous a dit qu'il connaîtrait bientôt le monde entier. Iată acum câteva substantive noi. Ascultați-le cu atenție. Le romancier. Romancierul. Le dramaturge. Dramaturgul. Le chef-d'œuvre. Capodopera. Le sujet. Subiectul. Le spectateur. Spectatorul. La scène. Scena. La répétition. Repetiția teatrală. Le rôle. Rolul. Le metteur en scène. Regizorul. Le trac. Tracul, emoția. Le décor. Decorul. L'acte. Actul, la teatru. Le scénario. Scenariul. Atenție! Pluralul substantivului compus. Le chef-d'œuvre. Se formează prin adăugarea unui S la primul cuvânt. Le chef-d'œuvre. Ascultați propozițiile în limba franceză și încercați să rețineți traducerea lor în limba română. La littérature française est riche en noms de romanciers célèbres. Literatura franceză este bogată în nume de romancieri celebri. Les dramaturges anciens ont écrit des pièces de théâtre dont le sujet reste actuel. Dramaturgii antici au scris piese de teatru al căror subiect rămâne actual. Toutes les pièces de Shakespeare sont des chefs-d'œuvre. Toate piesele lui Shakespeare sunt capodopere. Les spectateurs applaudissent les acteurs et le rideau tombe. Spectatorii îi aplaudă pe actori și cortina se lasă. Elle rêve à la scène, mais hélas, elle n'a pas de talent.
Ea visează să joace pe scenă, dar vai, nu are talent. Nous avons assisté à la répétition générale de la dernière pièce de cette saison. Am assistat la repetiția generală a ultimei piese din această stagiune. Le rôle que cet acteur joue dans son nouveau film exige beaucoup de courage. Rolul pe care acest actor îl joacă în noul său film cere mult curaj. Le metteur en scène nous a dit qu'il voudrait tourner un film en Roumanie. Dans ce cas-là, il te donnerait le rôle principal. Regizorul ne spune că ar vrea să turneze un film în România. În acest caz, ți-ar da ție rolul principal. Tous les grands acteurs ont le trac avant d'entrer en scène. Toți mari actori au trac înainte de a urca pe scenă. Après le premier acte, on a changé les décors. După primul act, s-au schimbat decorurile. On connaît l'homme à ses actes. Cunoaște omul după faptele sale. L'auteur veut confier son scénario à un bon metteur en scène. Autorul vrea să-și încredințeze scenariul unui regizor bun. Les enfants ne devraient pas regarder les scènes de violence. Copiii nu ar trebui să se uite la scenele de violență. Rețineți următoarele construcții și expresii legate de subiectul acestei lecții. Applaudir les acteurs. A aplauda actorii. Exiger de. A cere imperios să, a pretinde să. Avoir du talent. A avea talent. Tourner un film. A turna un film. Avoir le trac. A avea trac. Confier le rôle. A încredința, a da rolul. La scène de violence. Scena de violență. Cuvântul rideau, perdea, pe care îl cunoașteți deja, are și sensul de cortină. Le rideau se lève. Cortina se ridică. Le rideau tombe. Cortina se lasă. Rețineți de asemenea expresia dans ce cas-là, în acest caz, și verbul regulat tombe, a cădea. Acest verb se conjugă cu auxiliarul être. Paul est tombé d'un arbre. Paul a căzut dintr-un copac. Rețineți construcția. Tombé amoureux. A se îndrăgosti, masculin. Tombé amoureuse. A se îndrăgosti, feminin. Il est tombé amoureux de Marie. El s-a îndrăgostit de Marie. Ascultați cu atenție propozițiile în limba franceză în care am introdus cuvintele și expresiile noi și apoi traduceți-le în limba română. Elle a joué le rôle de Jeanne d'Arc dans une pièce historique. Ea a interpretat rolul Ioanei d'Arc într-o piesă istorică. Quel est le nom du dramaturge de la comédie que vous présentez ce soir? Cum se numește dramaturgul care a scris comedia pe care o prezentați în această seară? Les acteurs sont allés à la répétition. Actorii s-au dus la repetiție. Ce soir, je suis tombée amoureuse. În această seară m-am îndrăgostit. Quand le rideau s'est levé, nous avons pu admirer les décors splendides. Când cortina s-a ridicat, am putut admira decorurile splendide. C'est une pièce classique en 5 actes. E o piesă clasică în 5 acte. On dit que le metteur en scène confie le rôle principal à une jeune actrice peu connue. Se spune că regizorul încredințează rolul principal unei tinere actrițe puțin cunoscută. Il a tourné un film avec beaucoup de scènes de violence. El a turnat un film cu multe scene de violență. Celui qui n'a pas le trac pourrait se présenter sur la scène. Cel care nu are trac ar putea să se urce pe scenă. Sur quel sujet on a écrit le scénario? După ce subiect a fost scris scenariul? J'aime bien le décor de ce café. Îmi place mult decorul acestei cafenele. Mais non, cette pièce n'est pas un chef-d'œuvre. Elle est plutôt médiocre. Nu, această piesă nu este o capodoperă. Este mai degrabă mediocră. Nous avons applaudi l'acteur qui avait joué avec talent le rôle principal dans ce spectacle. Noi l-am aplaudat pe actorul care a interpretat cu talent rolul principal în acest spectacol. Qui est tombé de la scène? Cine a căzut de pe scenă? Les metteurs en scène parlent au sujet du nouveau scénario. Regizorii vorbesc despre noul scenariu. Ce travail exige trop de force. Această muncă cere prea multă forță. C'est un acteur dont les films sont fameux. Este un actor ale cărui filme sunt celebre. Completați propozițiile în limba franceză. Tinerilor le place să vadă la cinema scene de violență. Les jeunes aiment regarder au cinéma les scènes de violence. Joci în actul al doilea al acestei comedii? Est-ce que tu joues dans le deuxième acte de cette comédie? Dacă am avea bani, am schimba felul în care este decorat apartamentul nostru. Si nous avions l'argent, nous changerions le décor de notre appartement. Marie învață să schieze, dar cade încă des. Marie apprend à faire du ski, mais elle tombe encore souvent. Spectacolul fusese mediocru, așa că spectatorii nu aplaudau. Le spectacle avait été médiocre, alors les spectateurs n'applaudissaient pas.
Se va îndrăgosti ea de mine? Tombera-t-elle amoureuse de moi? Fiecare piesă a acestui dramaturg este o capodoperă. Chaque pièce de ce dramaturge est un chef-d'œuvre. Mi-ar plăcea să asist la repetiția generală a spectacolului vostru. J'aimerais assister à la répétition générale de votre spectacle. În acest caz, fapta lui nu ar fi rea. Dans ce cas-là, son acte ne serait pas mauvais. Cine ar vrea să-mi încredințeze un rol? Qui voudrait me confier un rôle? Subiectul acestui film îl constituie povestea de dragoste dintre un romancier și soția lui, o actriță celebră. Le sujet de ce film, c'est l'histoire de l'amour d'un romancier et de sa femme, une actrice célèbre. Când sunt pe scenă, nu mai am trac. Quand je me trouve sur la scène, je n'ai plus le trac. Nu pot să-i pretinz acestui actor mediocru să aibă talent. On ne peut pas exiger du talent de cet acteur médiocre. Regizorul francez tournase un film de aventuri la care noi ne-am uitat cu mult interes. Le metteur en scène français avait tourné un film d'aventure que nous avons regardé avec un grand intérêt. Lăsați repede cortina. Faites vite tomber le rideau. Verbele din propozițiile care urmează sunt scrise cu caractere îngroșate. Ascultați propozițiile în limba franceză și fiți atenți la traducerea lor în limba română. Quand le rideau était tombé, les spectateurs sont sortis du théâtre. Când cortina s-a lăsat, spectatorii au ieșit de la teatru, au părăsit teatrul. Parce que Marie était venue chez moi, je n'ai pas pu la laisser seule et j'ai dû rester à la maison. Pentru că Marie a venit la mine, n-am putut să o las singură și a trebuit să rămân acasă. Ils étaient mariés depuis 10 ans quand ils ont acheté cette belle maison de campagne. Erau căsătoriți de 10 ani când au cumpărat această casă frumoasă la țară. În propozițiile anterioare, am folosit câteva verbe care se conjugă cu auxiliarul être la plus que parfait. Așa cum știți, în asemenea situații, participiul trecut se acordă în gen și număr cu subiectul. Completați propozițiile următoare în limba franceză. Când ei plecaseră deja la gară, prietenii lor au venit să-i caute pentru a-i conduce. Quand ils étaient déjà partis à la gare, leurs amis sont venus les chercher pour les accompagner. Pentru că m-am trezit foarte devreme, am avut mult timp la dispoziție ca să-mi fac toaleta. Parce que je m'étais levé très tôt, j'ai eu beaucoup de temps pour faire ma toilette. Nu i-am văzut pe membrii familiei Duval pentru că nu s-au întors încă din vacanță. Je n'ai pas vu les Duval parce qu'ils n'étaient pas encore rentrés de vacances. Ascultați cu atenție propozițiile în limba franceză, rețineți verbele scrise îngroșat și traducerea lor în limba română. Tu devrais travailler aujourd'hui. Ar trebui să lucrez astăzi. Tu aurais dû travailler hier aussi. Ar fi trebuit să lucrez și ieri. À ta place, j'apprendrais le français. În locul tău aș învăța franceza. À ta place, j'aurais appris le français dans mon enfance. În locul tău aș fi învățat franceza în copilărie. Dans ce cas-là, aujourd'hui j'irai à la chasse. În cazul acesta, astăzi aș merge la vânătoare. Dans ce cas-là, je serais allé à la chasse. În cazul acesta, aș fi mers ieri la vânătoare. Vous feriez mieux d'aller à la campagne avec moi maintenant. Nous nous baignerions. Ați face mai bine să mergeți la țară cu mine acum. Ne-am scăldat. Vous auriez mieux fait d'aller à la campagne avec moi. Nous nous serions baignés. Ați fi făcut mai bine să mergeți cu mine la țară. Ne-am fi scăldat. În exercițiul de mai sus, pe lângă propozițiile la condițional prezent, ați întâlnit și propoziții la condiționalul trecut. Condiționel passé. Condiționalul trecut. Conditionnel passé. Se folosește la fel ca și condiționalul prezent. Conditionnel présent. Pentru a exprima o dorință, o presupunere și în formulele de politețe, raportate, bineînțeles, la trecut. Condiționalul trecut se formează de la condiționalul prezent al verbelor auxiliare avoir sau être, la care se adaugă participiul trecut al verbului de conjugat, de exemplu. Je serais parti. Aș fi plecat. Tu aurais dû sortir plus tôt. Tu ar fi trebuit să ieși mai devreme. Nous aurions travaillé. Noi am fi lucrat. Atenție! În propoziția condițională introdusă prin si, vom traduce condiționalul trecut românesc prin mai mult ca perfectul franțuzesc, așa cum în propoziția condițională în care apare condiționalul prezent românesc, îl traducem prin imperfectul franțuzesc. Iată un exemplu de conjugare la condiționel passé pentru verbele parler și aller. Parler. J'aurais parlé, tu aurais parlé, il aurait parlé, elle aurait parlé, on aurait parlé, nous aurions parlé, vous auriez parlé, ils auraient parlé, elles auraient parlé. Allez.
Je serais allé, tu serais allé, il serait allé, elle serait allée, on serait allé, nous serions allés, vous seriez allé, il serait allé, elle serait allée. Traduceți propozițiile următoare în limba română. Vous auriez pu me dire l'heure qu'il était. Ați fi putut să-mi spuneți cât este ceasul? Vous auriez dû mieux jouer dans le spectacle d'hier. Ar fi trebuit să jucați mai bine în spectacolul de ieri. À ta place, j'aurais confié le rôle dans ton dernier film à une meilleure actrice. În locul tău, aș fi încredințat rolul din ultimul tău film unei actrițe mai bune. Le metteur en scène aurait pu choisir un autre scénario. Celui qui l'a choisi a été médiocre. Regizorul ar fi putut alege un alt scenariu. Cel pe care l-a ales a fost mediocru. Dans ce cas-là, il serait parti sans dire au revoir. În acest caz, el ar fi plecat fără să-și ia la revedere. Completați propozițiile următoare cu verbe la modul condițional trecut. Ieri ar fi trebuit să mă duc mai devreme la birou. Hier, j'aurais dû aller plus tôt au bureau. M-aș fi oprit, dar n-am văzut-o. Je me serais arrêté, mais je ne l'ai pas vu. Ar fi trebuit să o ferești de acest incident. Tu aurais dû la protéger contre cet accident. În locul vostru am fi plecat din această țară încă de anul trecut. À votre place, nous serions déjà partis de ce pays l'année passée. În acest caz, el ar fi vândut mașina. Dans ce cas-là, il aurait vendu la voiture. Traduceți propozițiile următoare în limba franceză. Pentru că regizorul a plecat, repetiția n-a avut loc. Parce que le metteur en scène était parti, la répétition n'a pas eu lieu. Acest mare romancier ar mai fi scris încă multe capodopere. Ce grand romancier aurait écrit encore beaucoup de chefs-d'œuvre. Noi am aplaudat îndelung piesa unui dramaturg francez, piesă pe care a scris-o în cursul șederii lui în Italia. Nous avons longuement applaudi la pièce d'un dramaturge français qu'il avait écrite pendant son séjour en Italie. Ai avea trac înainte să apari pe scenă? Aurais-tu le trac avant d'entrer en scène? El avusese talent, dar a început să bea și nu i se mai încredința niciun rol. Il avait eu du talent, mais il a commencé à boire et on ne lui confiait plus aucun rôle. Despre tine am vorbit. C'est à ton sujet qu'on a parlé. L'aș lăsa să joace acest rol, dar el necesită un talent ieșit din comun. Je te laisserai jouer ce rôle, mais il exige un talent extraordinaire. Când cortina s-a ridicat, spectatorii au admirat decorurile splendide. Quand le rideau s'est élevé, les spectateurs admiraient les décors splendides. Eu nu apar decât 5 minute în ultimul act. Je ne joue que 5 minutes dans le dernier acte. În scenariul tău sunt prea multe scene de violență. Dans ton scénario, il y a trop de scènes de violence. Ar fi făcut un film frumos, dar nu avea bani. Ils auraient tourné un beau film, mais ils n'avaient pas d'argent. Când cortina s-a lăsat, toți au fost încântați. Quand le rideau était tombé, tous étaient enchantés. În acest caz, ar fi trebuit să mergeți la poliție. Dans ce cas-là, il aurait fallu aller à la police. Ascultați textele următoare și traduceți-le în limba română. Je m'intéresse beaucoup au cinéma et au théâtre. Mon grand rêve, c'est de jouer dans des films et aussi dans des pièces de théâtre. Je voudrais être une actrice célèbre. Quand j'étais plus jeune, je tombais souvent amoureuse des acteurs et je regardais souvent les mêmes films. Je pense que j'ai du talent, mais les autres n'ont pas la même opinion à ce sujet. J'attends un rôle et pour le moment, je vais souvent au théâtre pour les répétitions. Je connais beaucoup de rôles par cœur. Je pense que je n'aurai jamais le trac avant d'entrer en scène. J'aime bien le moment où le rideau se lève et je peux admirer les décors. Je suis un peu triste quand le spectacle finit et que le rideau tombe. Mais avec d'autres spectateurs, j'applaudis les acteurs. Je pense qu'un jour, moi aussi, je me présenterai sur la scène, que tout le monde m'admirera et tous m'applaudiront. L'amour du cinéma et du théâtre restera toujours pour moi ma seule passion. Dis-moi ce que tu lis. Salut Pierre, où vas-tu? Je vais à la librairie, je n'ai plus rien à lire. Et alors, qu'est-ce que tu vas acheter? Un roman policier? Non, ça ne m'intéresse pas. Je trouve les romans policiers médiocres. Je choisirais quelque chose de la littérature classique, Stendhal, Balzac, Flaubert. J'adore aussi les récits historiques et bien sûr les poèmes. Même quand j'étais petit, j'aimais la lecture. Tous les soirs, ma mère me lisait des contes de fées. Et toi, tu aimes lire aussi? Pas trop. Pour moi, les livres sérieux sont ennuyants. Je préférerais quelque chose de plus léger. Un roman policier ou un roman d'aventure. Mais j'aime bien faire encore autre chose, tu sais. Alors, quelle est ta grande passion? Le bricolage.
În acest ultim exercițiu vom recapitula toate problemele de gramatică și vocabularul acestui caiet. Traduceți în limba franceză propozițiile de mai jos. Dacă aș putea alege, aș alege vânătoarea. Si je pouvais choisir, je choisirais la chasse. Am avut ocazia să-l aplaudăm pe cel mai bun actor. Nous avons eu l'occasion d'applaudir le meilleur acteur. Fără glumă, e ideea ta? Sans blague, c'est ton idée? Ce planuri ai pentru sâmbătă? M-aș duce la pescuit. Quel projet as-tu pour samedi? J'irai à la pêche. Nu-mi place stilul tău. Corectează toate greșelile. Ton style ne me plaît pas. Corrige toutes les fautes. Deznodământul acestui film a fost tragic. Personajul principal se îndrăgostise. Le dénouement de ce film a été tragique. Le héros principal était tombé amoureux. Acest subiect nu mă interesase niciodată în copilărie. Preferam cărțile. Ce sujet ne m'a jamais intéressé dans mon enfance. Je préférais les livres. Îmi cereți așa de mult. Vous exigez tant de choses de moi. În al doilea act a fost o scenă violentă. Dans le deuxième acte, on a montré une scène de violence. Opera ta conține valori istorice. Ton œuvre a des valeurs historiques. Mulți copii, în loc să citească basme, stau ore întregi în fața televizorului. Beaucoup d'enfants, au lieu de lire les contes de fées, sont assis pendant des heures devant la télé. Lasă-l să termine acest roman. Laisse-le finir ce roman. Aș merge în barul de noapte, dar am prea multe ocupații în timpul zilei. J'irai dans la boîte de nuit, mais j'ai trop d'occupations quotidiennes. Acest regizor a făcut un film bun? Est-ce que ce metteur en scène a tourné un bon film? Niciunul dintre romanele lui nu este o capodoperă. Toate sunt mediocre. Aucun de ses romans n'est un chef-d'œuvre. Tous sont médiocres. Cine nu are trac înaintea acestei repetiții? Qui n'a pas le trac avant cette répétition? Încredințați-mi un rol, domnule. Am talent. Confiez-moi un rôle, monsieur. J'ai du talent. Din fericire, cortina se lăsase, iar spectatorii au putut părăsi teatrul. Heureusement, le rideau était tombé et les spectateurs ont pu sortir du théâtre. Tu îți decoraseși casa în stil modern, așa că el era mulțumit. Tu avais choisi le décor moderne de la maison, alors il était satisfait. Nu-ți cunoști bine rolul. Ar trebui să mai vii la încă o repetiție. Tu ne connais pas bien ton rôle, tu devrais venir encore pour une répétition. În acest caz, ar fi trebuit să-i dai scenariul tău să-l citească. Dans ce cas-là, tu aurais dû lui donner ton scénario à lire. Eroina principală jucase fără convingere, așa că nimeni n-a aplaudat-o. L'héroïne principale avait joué sans passion, alors personne ne l'a applaudi. Cititorul tânăr citește cu plăcere romane de aventuri. Le jeune lecteur lit volontiers des romans d'aventure. Când veți intra în concediu? Quand serez-vous en congé? Prietenii noștri s-ar fi scăldat în râu, dar apa era prea rece. Nos amis se seraient baignés dans la rivière, mais l'eau était trop froide. Ar trebui să te odihnești. Tu devrais prendre du repos. Ar fi trebuit să te odihnești mai devreme. Tu aurais dû prendre du repos plus tôt. Când eram tânăr, mi-aș fi cumpărat o mașină de ocazie. Quand j'étais jeune, j'aurais acheté une voiture d'occasion. Ascultați cu atenție următoarele seturi de cuvinte în care se repetă același sunet. En, le romancier, le metteur en scène, le talent, la violence. En, confier, la répétition, tomber. E, le chef-d'œuvre, le metteur en scène, le spectateur. Que, le décor, le spectateur, le trac, confier, l'acte, le cas. Ce, le romancier, le sujet, la répétition, le scénario. Je, le dramaturge, le sujet, exigé. U, le dramaturge, le sujet. Ou, amoureux, tourné. O, le rideau, le rôle, le scénario.